Bună seara, stimați telespectatori! După cum am mai spus, Astra Giurgiu este în pregătire în regiunea Antalyei din sudul Turciei până la 1 februarie, după care cu o pauză de o săptămână, bineînțeles cu revenirea în țară, bine se înțelege, va pleca în Spania în al doilea stadiu de pregătire. Vom încerca în această seară să intrăm în legătură directă cu stațiunea Lara din Turcia pentru a afla mai multe amănunte despre Astra, chiar de la antrenorul principal, Valentin Sinescu. Deocamdată noi am aflat deja că Astra a remizat 0-0 în primul amical al anului 2013, 0-0 cu formația Tetex Tetovo din Macedonia. Această echipă ocupă locul 12 în clasamentul campionatului din această țară. Meciul s-a disputat, avem și noi o imagine cu echipa noastră, Astra Giurgiu, înaintea acestei partide. Vă spuneam că meciul s-a jucat în complexul sportiv Titanic din această stațiune, unde de altfel este cazată și echipa noastră, Astra Giurgiu. A fost mai mult un meci de adaptare, de încălzire, vă dați seama că băieții vin după o perioadă destul de lungă de inactivitate și au început, cum s-ar spune, pregătirile pentru ce va fi mai târziu, în special pentru returul campionatului Ligii 1 și, de ce nu, să adăugăm și semifinalele Cupei România Timișoreană. Giurgiuvenii, din câte s-a și spus de acolo din Turcia, nu au forțat, dar au beneficiat totuși de câteva ocazii de gol neconcretizate. Pe 31 ianuarie Astra va susține al doilea amical din Turcia cu croații de la formația Osijek, o echipă destul de cunoscută în Europa, iar în continuare Valentin Sinescu, trebuie să vă spunem, nu va conta pe cei 5 jucători care sunt cooptați de Pițurcă la echipa națională. Este vorba de Silviu Lung Junior, de Mățel, Bărboianu, Găman și Budescu. Așadar, după mine, n-am făcut o socoteală, dar cred că Astra Giurgiu are cei mai mulți jucători la naționala României în acest moment. Avem în asusit și imaginea din Turcia cu echipa noastră înaintea partidei cu echipa macedoneană. Ce vreau să vă mai spun, deci s-a terminat 0-0. Vreau să vă spun și echipa care a evoluat în această primă partidă. A început Astra cu Moldovan în poartă, un nume nou, zic eu, Enache, Ben Iosef, Mureșan și Giurgiu, de asemenea a venit nou la echipa noastră, Benjamia, Seto Takayuki, William, schimbat în minutul 79 cu Ungurean, Di Stefano, schimbat în 68 cu Bucari, și Junior Moraes, schimbat și el cu Vădrariu, care se anunța că nu mai va fi în lotul ăsta, dar se vede că a fost oprit, și în atac am jucat doar cu Fatai. Între timp, lotul Astrei, trebuie să vă spun chiar acum de la început, s-a completat cu zambianul Tembo, care fusese învoit câteva zile în plus de la pregătiri, dar a mai venit și o achiziție nouă, asta ne lipsea, de fapt aveam un brazilian pe William, dar a mai venit un brazilian, este vorba de Bruno Coutinho de la Flamengo, ultima dată a jucat la Hapoel Tel Aviv și are 26 de ani, joacă ca atacant sau, dacă vreți sau vrea domnul Sinescu să-l introducă mijloca stânga, ar face față brazilianul nostru. Ce să vă mai spun despre această partidă, că așa e la început, așteptam cu toții să vină mai repede fotbalul. La acest prim amical al echipei Astra Giurgiu, surpriză mare, am avut și spioni în tribune. Cine a asistat la această partidă, Astra Giurgiu Tetovo Macedonia? A asistat Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța și președintele Academiei de Fotbal cu același nume, dar vă dați seama și dumneavoastră și noi de aici din studio că avea un scop bine stabilit. Prima etapă din retur, Viitorul Constanța va întâlni Astra Giurgiu chiar aici la Dunăre și vă dați seama, locul 2 spune foarte multe în acest fotbal românesc. Afară de Gheorghe Hagi a mai fost președintele Pandurilor, Eugen Părvulescu, dar și întregul staff al Petrolului în frunte cu Cosmin Contra. Ce să mai spunem, un spionaj în toată regula.
Cum v-am spus, o să căutăm pe parcursul emisiunii să intrăm în legătură directă cu domnul Valentin Sinescu, fiindcă sunt convins ne va spune mai multe decât știm noi la această oră despre ce se întâmplă în stațiunea Lara, acolo unde este cazată Astra Giurgiu. Și bineînțeles că pe 31 ianuarie se va disputa al doilea meci amical. Cu ce echipă? Poate chiar domnul Valentin Sinescu ne va spune. Mergem mai departe să vedem ce a mai făcut sportivii giurgiuveni acum la început de an. Și este interesant că micuți sunt de vârstă cei care au făcut primul pas în competițiile din acest an. Este vorba de handbaliștii de la Constelația de Giurgiu. Echipa de junior 4 a acestui club a participat deja în 9 ani la o competiție tradițională organizată de Asociația Municipală de Handbal București în data de 20 ianuarie la Sala Floreasca. La acest turneu dotat cu Cupa Copilului au participat 13 cluburi din București, Ploiești, Chiajna, Breaza, Găiești și Giurgiu. Au fost alcătuite 4 grupe de câte 4 echipe, giurgiuvenii fiind repartizați în grupa D. Au obținut giurgiuvenii 3 victorii din 3 partide jucate, 18 la 3 cu ASE Breaza, 16 la 1 cu grupul școlar Minardo din București și 12 la 8 cu Athletic Sprint din București. Câștigătoarele celor 4 grupe s-au întâlnit în semifinale: Activ Ploiești, Clubul Sportiv Chiajna, 11 la 7 și Steaua București, Constelația de Giurgiu, 14 la 9, la pauză 7 la 6. Pentru locul 3, echipa antrenată de Relu Alexandru a învins pe CS Chiajna cu 17 la 5. De asemenea, giurgiuvenii s-au întors acasă și cu titlul de cel mai tâini jucător acordat lui Cristian Miftode. Cupele și diplomele au fost înmânate de președintele Ligii Profesioniste de Handbal din România, fostul handbalist Alexandru Dedu. Următoarea competiție la care va participa micuții sportivi giurgiuveni de la Constelația de Giurgiu la Junior 4 va fi campionatul național organizat de Federația Română de Handbal în luna februarie. Mai avem câteva știri pentru dumneavoastră, dar ne rezumăm să vi le spunem pe parcursul emisiunii. Deocamdată avem în această seară la Sport Arena, fiindcă încet încet fotbalul din Liga I-a se apropie cu pași repezi. Marian Prodan lângă mine, fondatorul Galeriei Giurgiuvene. Bună seara, domnul Prodan. Bună seara, domnule Dândăreanu, dumneavoastră și tuturor giurgiuvenilor. Iar alături cei mai vocali din galerie, selecționați, presupune, urma unui concurs ca la Steaua fără nume, Emil Epure. Bună seara. Bine venit. Și Adrian Ștefan Păun. Bună seara. Cunoscuți de altfel de giurgiuvenii care iubesc această echipă asta, Giurgiu, în general de fanii giurgiuveni, fiindcă ei sunt componenții ai galeriei care de fapt o cam știe toată țara. Și dați-mi voie, stimați respectatori, să fac și o mică prezentare, întrucât putem să ne mândrim la această oră cu galeria noastră care a făcut o impresie deosebită nu numai la Giurgiu și în împrejurim, ci, cum am spus, în toată țara. Este de notorietate faptul că lumea fotbalului, și avem și imagini cu galeria și cu goluri frumoase ale Astrei, așa că putem să îmbinăm această discuția noastră cu multe imagini din fotbal. Spuneam că este de notorietate faptul că lumea fotbalului din România, în primul rând telespectatorii care urmăresc partidele din fotbalul intern, au rămas surprinși să vadă în această țară că există o galerie și aici la Dunăre care arată și se comportă altfel, și subliniez altfel, decât ne-am obișnuit. Știți că am mai văzut pe la televizor și stadioane care sunt în flăcări, scaune care ard, întregi, cum s-ar spune, sectoare, jandarmi, poliție, gaze lacrimogene, dar aici la Giurgiu e chiar o plăcere să privești această galerie. La asta m-am gândit când am spus altfel, fiindcă trebuie să-i observ comportamentul, modul civilizat de comportare a acestor băieți și prin asta a ajuns cunoscută în toată țara. Și de ce nu, eu pot să spun că ar putea fi un exemplu de urmat și pentru alte grupări din țară, pentru alte galerii. Galeria Giurgiuveană s-a născut odată cu apariția Ligii a doua în orașul nostru, dar eu zic că până să vă mai spun câte ceva despre această galerie, haideți să întrebăm pe fondatorul acestei galerii, care e nelipsit de la meciurile astea împreună cu băieții lui,
domnul Marian Prodan, cum a luat naștere această galerie. Deocamdată trageți aer în piept. Am tras. Așa că avem un telefon. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cu cine avem onoarea? Alo? Alo? Vă auzim, cu cine avem onoarea? Sunt Valentin Sinescu, m-a sunat dumneavoastră. Păi nu vă auzim, seara, nu vă auzim, bună seara. În turcă se spune probabil că e diferența asta mult prea mare între noi, Giurgiu și Lara. Turcia se spune Iakşamlar Büyük Başbakan. Bună seara, domnul antrenor Marian Prodan, șeful galeriei, vă salută și în turcă și în română și vă urează un parcurs cât mai lung și cu victorii cât mai frumoase acolo în Turcia și totodată în momentul în care veți reveni la Giurgiu, sper să ne aduceți ceea ce ne-am dorit de mici copii, titlul de campion. Iar nu o să ne supărăm pe dumneavoastră dacă nu ne aduceți titlul de campion. Cu siguranță ne vom mulțumi și cu cupa. Mulțumesc frumos! Bună seara și eu, domnule Sinescu, Mihai Dândăreanu, vă salută și vă spune la mulți ani pentru noul an și succes în activitatea dumneavoastră. Suntem în cunoștință de cauză. La primul amical ați reușit un 0-0, e de început, înțelegem cu toții, dar vreau să vă întreb mai multe, nu chiar de această partidă, dacă ați avut de luptat cu kilogramele în plus ale băieților acum la când s-a intrat concret în treabă. Da, în primul rând vă mulțumesc pentru urări și dumneavoastră și domnului Prodan. Sper să fim capabili să aducem bucuriile pe care publicul giurgiuvean le merită. Noi o să facem tot posibilul în acest sens. Vis-a-vis de stadiul acesta, am disputat într-adevăr o partidă de pregătire, dar rezultatul contând evident mai puțin. Sunt mulțumit că nu am avut accidentări și de modul în care jucătorii au tratat acest antrenament. Vis-a-vis de problema cu kilogramele, este o problemă cu care evident că ne confruntăm în această perioadă, însă în cel mai scurt timp, împreună cu staful medical, vom remedia micile neajunsuri existente. Nu cred că la plecarea în cel de-al doilea stadiu în Spania vom mai avea vreo problemă de semnalat în acest sens. Domnule Sinescu, cu toate zvonurile apărute prin presa din România, Astra a rămas intactă la capitolul jucători de bază. Tot se vorbea de Silviu Lung că va pleca, de Fatai, de Găman, de Seto, dar am observat că au rămas în lotul nostru și n-aș putea decât să vă întreb dacă la veniri avem ceva noutăți. Da, mă bucur și eu că am posibilitatea să lucrez în continuare alături de niște fotbaliști extrem de valoroși, niște fotbaliști cu caracter și care se află în perioade foarte bune ale carierei. Cred că dacă împreună vom putea să menținem ștacheta la care ne-am situat în tur, la vară cota lor va crește substanțial și implicit ofertele vor fi mult mai generoase. La capitolul sostiri, până acum avem două noutăți, este vorba de fundașul Alexandru Giurgiu, un tânăr provenit de la Turnul Severin, un component al echipei naționale de tineret și un jucător brazilian, Bruno Coutinho, un mijlocaș ofensiv, care a jucat 4 ani în Polonia, după care a încercat o schimbare de locație mergând în Israel. Nu s-a dovedit a fi reușită și încearcă să-și relanseze cariera la noi. Cred că sunt 2 băieți care ne pot ajuta în bătăliile care urmează. Ce am putut constata în scurtul timp petrecut împreună, că au date pentru a fi catalogați ca profesioniști. L-ați învoit pe Tembo câteva zile în plus să vadă campionatul Africii? Spre bucuria mea, Tembo a revenit și față de întâlnirea noastră din vară, are 7 kg mai puțin. Este foarte important și asta mi-atestă mie că e doritor să facă o treabă serioasă, să-și probeze adevăratele calități în returul care urmează. Vreau să vă mai întreb, domnule Sinescu, noi din fotografii ne-am dat seama că sunt condiții extraordinare, dar vreau să auzim de la dumneavoastră, complexul acesta sportiv titanic din Lara, din stațiunea asta Lara, v-au pus la dispoziție, cred că,
tot ce ați avut nevoie. Mă refer în general la condiții de antrenament, dacă mai aveți ceva probleme. În terenurile acestui complex, terenul nostru se află în vecinătatea hotelului și, într-adevăr, să știți că am beneficiat de niște condiții impecabile pentru pregătirea pe care am dorit să o asigurăm. Sper ca eficiența acestei pregătiri, continuată fiind cu ceea ce vom face în Spania, să ne aducă la ora primului meci în situația fericită de a putea să ne impunem. Da, avem un debut de sezon de primăvară foarte important. Cred că primele 4 partide vor fi decisive și trebuie să le tratăm ca atare, cu multă responsabilitate, cu multă atenție și cu dorința de a ne impune. Deocamdată lucrurile să se deruleze normal, da, fără niciun fel de presiune indus artificial. Vrem să facem ca fiecare zi să conteze, să existe acumulări pe toate planurile și să rămânem aceeași familie care a fost în tur. Asta cred că va fi primordial. Tocmai le spuneam telespectatorilor noștri că ați avut și spioni la Lara acolo, inclusiv pe Gică Hagi, și era și normal dacă aveți prima întâlnire din retur la Giurgiu cu viitorul Constanța. Nu i-ați arătat nimic din schemele care le pregătim. Așa este, Gică Hagi ne-a onorat cu prezența la acel joc de pregătire. Bineînțeles că, dată fiind componența echipei, nu cred că a văzut foarte multe. Timp mai este să ne spionăm reciproc, face parte din arsenalul fiecărei grupări. Și eu cred că, totuși, în condiții normale, deși fotbalul, ați văzut că uneori sfidează efectiv logica, noi avem datele necesare să ne impunem în jocul cu Constanțeni. Ce meci va urma? Cu cine veți juca al doilea meci din pregătiri din Antalya? Deci o să jucăm joi, o a doua partidă de pregătire și ultima din acest stadiu, contra croaților de la Osijek, o echipă de primă jumătate a clasamentului croat, o echipă bună, un joc util, sper să-l încheiem la fel, fără surprize neplăcute, în sensul survenirii unor accidentări, astfel încât la startul celui de-al doilea stadiu, când într-adevăr vor fi meciurile care cu adevărat vor conta, să putem să ne bazăm pe toți jucătorii. Va fi foarte important și sper, cu puțină șansă, să putem să ne realizăm obiectivele propuse. Fiind în studio și fondatorul și șeful galeriei Giurgiu Vene, împreună cu câțiva băieți, la ce vă așteptați, domnule Sinescu, în retur de la această galerie care, zic eu, în tur și-a făcut datorie? Nici nu am la ce să mă mai aștept, da? Jucătorii sunt extrem de încântați de faptul că au acest suport permanent, faptul că, așa cum am mai declarat-o, se simt în sfârșit acasă. Publicul giurgiuvean ne-a primit cu multă generozitate, cu brațele deschise, ne-a trasat implicit și niște obligații extraordinare de care noi vom căuta să ne achităm. Publicul a fost lângă noi și în momentele mai delicate a dovedit că are cultură fotbalistică și le promit că vom face tot ceea ce ne stă în putință să le aducem bucurie. Vă mulțumim frumos, maestre, și aș avea o rugăminte atât din partea mea cât și din partea giurgiuvenilor. Vă rugăm mult de tot. Am înțeles că Contra ne-a spionat și el la meciul pe care l-am avut. Însă, dacă se mai întâmplă lucrul ăsta, să nu-l bateți acum dumneavoastră. Lăsați-l, că-l veți bate cu siguranță în finala cupei. Așa că rugămintea noastră a suporterilor este decât să-l bateți acum dumneavoastră. Da, va fi o confruntare dumneavoastră, știți, teribil de dificilă în fața unui adversar mai mult decât valoros, CFR Cluj. Eu nu pot să-mi iau angajamente care ulterior să nu aibă acoperire, ar însemna, dar să nu fiu onest cu dumneavoastră și eu nu-mi permit acest lucru. Dar asta vă promit, că vom lupta până la ultima picătură de energie, dar să facem tot posibilul să fim prezenți pe stadionul național la marele eveniment. Maestre, și totuși, dacă îi vom bate pe Cluj, bineînțeles că îi vom bate și vom merge în finală cu Petrolul,
Vreau să ne faceți o promisiune că veți face mai mult decât posibil ca să ne aduceți acest titlu pe care îl așteptăm poate de cupa. de când s-a inventat fotbalul. Această cupă să ne bucurăm de ea și să o umplem de șampanie aici pe faleza Dunării. Vreau o promisiune din partea dumneavoastră. Da, eu aș fi fericit, da, să vă aduc această bucurie. Lăsați-ne să facem tot ceea ce e necesar, apoi tot ceea ce este posibil și așa împreună cu dumneavoastră vom reuși ceea ce la un moment dat părea a fi imposibil. Vă mulțumim frumos, maestre. Domnul Sinescu, urmează să reveniți din Antalya o săptămână acasă. Noi sperăm să mai vorbim cu dumneavoastră când sunteți în țară, că după aceea vă prindem noi în Spania. Vă dorim spor la treabă și așteptăm în continuare vești de la echipă. Vă mulțumim mult pentru telefon. Mulțumesc mult de tot și eu. Vă doresc toate cele bune. Sper să ne revedem cu zâmbetul pe buze și să avem împreună parte de satisfacție. Cu respect, să trăiți. Bună seara, excelență, la revedere, să trăiți. Mulțumim așadar pentru amabilitatea de care mereu a dat dovadă domnul antrenor principal, Valentin Sinescu. Revenim în studio, așadar, domnule Marian Prodan, începuturile acestei frumoase inițiative și care până la urmă a dat rezultate extraordinare aici la Giurgiu cu galeria asta. Domnule Dundăreanu, dragi giurgiuveni, aș începe prin a recita o poezie și a fost odată ca în povești, precum ca niciodată. Parcă ieri se împlinesc, nu știu, probabil 6 ani de când avem această galerie și într-o nebunie a tinereții am zis că, domne, totuși Giurgiu are o echipă destul de frumoasă, care cu toți giurgiuvenii știm că se numea Dunărea Giurgiu. Echipă care este în sufletul nostru prezentă și va fi pretutindeni. Avea un meci la Snagov și mai mult așa dintr-o ambiție a noastră, pentru că cei de la Snagov veniseră la Giurgiu și veniseră cu 5, 7, 10 oameni râzând de noi aici. Uite, domnule, Dita Maiorașu, noi suntem o comună, suntem de la București, venim aici la voi. Și a venit momentul ca să le plătim cumva polița și de aici tot visul ăsta frumos, care, nu știu, pe lângă pasiune, iubire, dragoste, am ajuns să facem un lucru, cred eu că, destul de bun. Acum, mulțumesc frumos pentru cuvintele pe care le-ați vorbit, cuvinte pe care dumneavoastră, ca și un profesor în ceea ce ține această jurnalistică și în calitatea dumneavoastră de moderator, de multe ori poate că le-ați rotunjit. Nu suntem chiar atât de breji precum ne-ați făcut dumneavoastră și noi mai scăpăm anumite trivialități. Greșelile sunt omenești. Despre înființarea brigăzii, cred că mult mai limpezi la minte decât bătrânul lor. Sunt puștii care vreau să le mulțumesc pe această cale pentru efortul deosebit pe care îl fac meci de meci, respectiv Emil și Ștefan. Ei sunt doar doi, din păcate, doar doi dintre băieții care se ocupă trup și suflet de meciuri. Acești doi puști teribili muncesc probabil că 5 zile, 4 zile înaintea unui meci de fotbal. Ei pregătesc fiecare secvență, fiecare moment, îl gândesc cu ajutorul și cu ajutorul meu, dar vreau să vă spun că fără ei galeria asta nu ar exista. Am și eu problemele mele, am și eu familia mea și pe lângă asta mai am și eu afacere pe care trebuie să mi-o întrețin. Copiii ăștia muncesc și le mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, Emin, mulțumesc frumos, Ștefan, și mulțumesc frumos tuturor celor care faceți parte din galeria asta. Și țineți-o tot așa, pentru că ați văzut ce spune domnul Dândăreanu. Suntem bumbă, frate, mă. Cine poate face parte din această galerie, la OADIC? Nu toată lumea, adică las oricine să răspundă. Ia, prietenii mei. Emil. Emil, pentru că ei sunt viitorul. Viitorul și componenții de bază, evident, acolo. Evident. Eu zic că din această galerie poate să facă parte oricine. Noi suntem o galerie model, nu încurajăm teribilismul, violența, drogurile, alcoolul. Știm să ne facem datoria și prin atmosfera care o creăm, dar și prin comportamentul civilizat de care dăm dovadă. Un exemplu sunt tinerii din această galerie care părinții lasă cu siguranță alături de noi,
De ce nu? Oricine încurajăm, cine are drag de această echipă să ni se alăture, să încurajăm pe băieți. Nu, ai spus foarte corect și e bine să se audă și mai departe cine poate face parte din această galerie. Adrian Ștefan, cum reușiți să fiți voi uniți așa tot timpul, organizați, să impresionați până la urmă restul lumii, cum s-ar spune, prin această forță de grup pe care voi o emanați la fiecare meci al Astrei și prin comportamentul ăsta, la modul general vorbind, care nu depășește limita bunului simț? În primul rând pot să spun că suntem prieteni și asta contează cel mai mult. Iar pe lângă faptul de prietenie care există între noi, avem și unitatea, care, și, dar și pasiunea care ne îndrumă să fim în galerie, să ne susținem echipa. Voi deja acum, ca vechime vorbind, v-ați format acum o relație de prietenie. Sunteți ca, asta am spus-o înainte, deci ca un grup unit, cum s-ar spune. De ce zic unit? Fiindcă voi ați avut și probleme prin deplasare, dar o să auzim noi acum și ce probleme ați avut voi prin deplasare. Deocamdată îi rog pe colegii mei să introduc acel clip de publicitate și revenim să vedeți ce înseamnă oameni, fanei fotbalului, pătimași, până unde să ajungem fotbal. O să comentăm cu siguranță și acest episod, însă televiziunea înseamnă publicitate, așa că trebuie să urmărim. Vă mulțumesc, domnul Prodan. Se aud câinii în Giurgiu, dar nu mai umblă cu covrigi în coadă. Suntem mândri de asta? Eu vă propun să privim Giurgiul și giurgiuvenii cu alți ochi. Giurgiu, înainte de toate. O emisiune moderată de Gelu Brebenel. În fiecare joi, de la ora 19:30. Dacă ești giurgiuvean, pune Giurgiul înainte de toate. Ești tânăr sau ai sufletul tânăr? Te preocupă ce se întâmplă cu noi, tinerii din Giurgiu? Da! Urmărește-ne în fiecare marți seară. De la ora 21 la cea mai tare emisiune cu și despre tineri. Pe cel mai nou și mai liber post de televiziune locală, TV Giurgiu.
Am revenit în direct, stimați telespectatori. Haideți să urmărim împreună și o altă față a ce înseamnă patima asta pentru fotbal. Sâmbătă, justiția egipteană a condamnat la moarte 21 de persoane acuzate că au fost implicate în incidentele soldate cu 74 de morți anul trecut la 1 februarie 2012 după meciul de fotbal Al Masri Al Ahli de la Port Said. Verdictul a fost primit cu urale de rudele victimelor prezente în sala de judecată din Cairo, dar pe de altă parte apropiații condamnaților au luat cu asalt închisoarea unde sunt încarcerați aceștia imediat după anunțarea sentințelor. Persoane neidentificate au tras asupra forțelor de ordine, omorând doi polițiști, iar armata a trimis vehicule blindate în jurul închisorii. În cursul violențelor au murit cel puțin 30 de persoane, alte 50 fiind rănite. Asta după un an. Dar vă reamintesc ce s-a întâmplat la 1 februarie 2012 în acest campionat al Egiptului, când după meciul care vi l-am amintit mai înainte, spectatorii au invadat pur și simplu stadionul și ce am înțeles, o situație s-a iscat după partidă când forțele de ordine nu au reușit să facă față. Și aceste violențe au atins cote de neînchipuit, cel puțin 1000 de persoane au fost rănite, iar în Egipt s-au ținut 3 zile de doliu național. După această tragedie, vă dați seama, au murit 104 oameni, ceva incredibil. Avem și un telefon, ne oprim pentru câteva secunde. Bună seara! Bună seara! Cu cine avem onoarea? Sunt Gavrilă, vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Dumbereanu. Bună seara, bună seara, bine ați intrat pe legătura noastră telefonică. Vă știu un mare fan al fotbalului și al sportului în general. Vă ascultăm, domnule președinte. Păi, în primul rând, vă felicit pentru emisiunea pe care o faceți. Continuați și aceea început la Valahia și vă felicit. Felicit pe domnul Prodan, inimosul nostru lider de galerie și pe cei doi prieteni ai mei, Emil și Ștefan. Vă mulțumim frumos, domnule președinte, să trăiți. Mulțumim. Aș dori să fac câteva completări, dacă se poate. Vă rugăm. Cu permisiunea dumneavoastră. Îmi amintesc cu ani în urmă când Dunărea Giurgiu încă mai exista și domnul Prodan a înființat această galerie. Ne aflam la un meci de fotbal între Progresul și Dunărea Giurgiu la București. Corect. Antrenor la Progresul era Șumudică. Am pierdut acel meci cu 1-0 când Șumudică a ferit gardul să ne bată pe mine și pe domnul fost primar Lucian Ilescu, actualmente senator. Era și domnul Prodan în tribună. Da, și Mudică era antrenor de fotbal, nu de box, mare, nu? Să zicem așa, șef de galerie, Corsicanu. Ah, da, 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 da. A venit, ne-a ajutat, totul a fost ok și din momentul de acela ne-a întrebat cine suntem, ne-am explicat și am spus, domnule, vrem să facem și noi o galerie frumoasă cu mare rapid. Din momentul actual am început să luăm tot ce înseamnă recuzite pentru galerie. Domnul Prodan poate să confirme. Confirm. Și vă mulțumesc frumos pe această cale că știu că împreună... Are tot ce trebuie. Asta însemnând, cred că, vreo 5-6 ani în urmă. După aceea, la fiecare meci, cât am putut și eu să-i ajut pe domnul Prodan cu tot ce înseamnă mijloc de transport, nu ne-a lipsit niciun meci în deplasare. Venim după aceea și asta doi, niciun meci în deplasare în care nu am fost prezent la toate, absolut la toate meciurile împreună cu domnul Prodan și echipa dânsului. Bineînțeles că de atunci, de acum 6 ani s-au schimbat tinerii, nu, poate nu era Emil și Ștefan atunci, la început, când s-a înființat galeria, dar ușor, ușor are acum o galerie foarte frumoasă, aproximativ 200-300 de tineri, dar rugămintea mea către domnul Prodan să încerce să mărească numărul. Să avem și noi undeva la 500 de tineri, dar tot la fel, pentru că din punctul meu de vedere avem una dintre cele mai frumoase galerii. Nu la nivelul lui Steaua, Dinamo Rapid, dar la nivel așa de, să zicem, de provincie, avem o galerie frumoasă. Fără injurii adresate fotbaliștilor sau oaspeților galerilor din afară. Deci consider că avem o galerie frumoasă. Să mărim numărul tinerilor,
da, și să încercăm să mergem și în deplasări. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că trebuie să recunosc că ajutorul formării galeriei va aparține și dumneavoastră în egală măsură cu mine. Sunt ferm convins că anii au trecut și de acolo, de la aia amintitei, am ajuns în momentul de față să mergem undeva pe rapid cu 200-300 de copii. La un moment dat am încercat și chiar cred eu că i-am depășit pe ei, care erau 5.000. Noi cu 300, fiind foarte bine organizați, am reușit să-i punem chiar în șah și în final, datorită echipei și în mat. Mai mult decât atâta, la Steaua probabil cânta 10.000 de suporteri, era 1-0 pentru Steaua, Steaua campioană și așa mai departe. Iar galeria noastră, totuși de la Giurgiu, nu știu, probabil că fiind la originea mea, ținând cu altă echipă, undeva se spune în felul următor. Zice că de cât 1.000 de țărani, mai șmecheri 200 de spartani. Așa că în Ghencea și pe unde am fost, cu 200-300 de spartani ai noștri, am primit magna cum laude din partea tuturora. Într-adevăr, sfatul dumneavoastră de a ne mări galeria este binevenit. Cu siguranță, galeria noastră merge din pe zi ce trece cu mult mai bine. Însă, sunt anumite lucruri care, din respect pentru clubul Astra, pentru parte din clubul Astra, pe cea care o respect și o iubesc, nu pentru cealaltă parte, n-am să fac comentarii de ce venim decât 300 și vă spun decât atât, dumneavoastră știți foarte bine ceea ce vreau să spun, stadionul nostru este foarte micuț, iar pentru galerie este un număr restrâns de bilete. Și probabil va veni un stadion nou poate și lucrurile se vor regla. Domnul președinte, este o încercare de a ocoli puțin subiectul când i-a spus că trebuie mărită galeria. Eu o să-l întreb în continuare cum se va face, ce rețetă va găsi ca această galerie să cuprindă tot stadionul central. Fiindcă exact, la meciuri, asta e cel mai important lucru. La meciurile bune, cu echipe bune, ați văzut că este arhiplin și suntem acolo 5-6 mii. Cu ajutorul acestei galerii. Care este deosebită. Sigur. Da, sigur. Da, eu am fost cu domnul Prodan și la meciuri internaționale, am fost plecat și în Austria. Suntem dinamoviști amândoi, dar sunt convins că în momentul când va veni Dinamo la Giurgiu, suntem giurgiuveni. Evident, mai important absolut. Lucru. Evident, domnul președinte. Dați-mi voie acum la încheierea convorbirii noastre să vă întreb ce vă așteptați dumneavoastră personal ca un iubitor al fotbalului, în primul rând, de la Astra Giurgiu. Noi am vorbit mai înainte cu domnul Valentin Sinescu în Turcia și dânsul spunea cu modestia care îl caracterizează că va încerca să facă tot posibilul ca Astra, dacă nu poate să ia campionatul, măcar să rămână pe locul 2 și să acceadă în una din cupele europene, din competițiile europene, sau de ce nu să aducă Cupa România Timișoreana la Giurgiu. Domnul Dundereanu, eu am sosit mai târziu, nu am auzit intervenția domnului Sinescu, dar să fim modești, locul 2, chiar și locul 3 pentru Astra Giurgiu va fi perfect anul acesta. Și dacă Dumnezeu ne ajută să jucăm și finala Cupei României, nu ar fi rău. Știm cu toții, Steaua nu se mai poate să n-are să ajungă la diferența asta de puncte, dar undeva locul 2-3 pentru Giurgiu ar fi perfect. Oricum, dacă Dumnezeu ne ajută să terminăm pe locul 2-3-4 de cupă europeană, trebuie să jucăm în București sau, eu știu, în alt oraș. În primul rând, nu avem stadion. Dar ceea ce a făcut Astra Giurgiu până în prezent, din punctul meu de vedere, o surpriză plăcută. Cu 2-3 jucători aduși, parcă să zic că sperăm la locul 2. Trebuie să mai să ne mai aducă 2-3 jucători, domnul Nicolae. Corect. Și dumneavoastră care sunteți nelipsiri de la stadion, puteți să mai aveți câte o convorbire neoficială așa pentru a mai da câte o sugestie, da, că ne trebuie jucători. Sigur. Să știți că s-a purtat, adevărul ăsta, s-a purtat discuții cu domnul Nicolae și dânsul spunea că până la începerea campionatului s-ar putea să mai aducă, în afară de Giurgiu, că Giurgiu acum e un jucător bunicel, fundat stânga, am înțeles că mai aduce un mijlocaș și un vârf de atac, dar dânsul este cel care decide. Noi suntem pe margine pe acolo și nu ne sigur permitem, mai ales că este și patronul echipei și finanțatorul, ne permitem decât să discutăm atât la nivelul acesta. Restul îi aparține dânsului.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele pe care ni le-ați spus la adresa și a mea și a televiziunii noastre și, sincer vă spun, vă mai așteptăm la emisiunile de sport viitoare de la TV Giurgiu. Cu siguranță, domnul președinte, trebuie să... Da, tot așa, domnul Mândăreanu. Mulțumesc. Cu siguranță trebuie să-mi iau și eu la... Și noastră să o țineți tot așa, că aveți o galerie deosebită, frumoasă și copii deosebit. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, vă mulțumesc și numele meu personal și al galeriei și, o urare și cu siguranță nu vă vom dezamăgi pentru că știu că v-ați pus baza ori de câte ori a fost în noi. Bună seara, domnule președinte. Bună seara, sănătate. Bună seara, mulțumim pentru telefon. Revenim la ce vizionam înainte noi, înainte de acest telefon, ce s-a întâmplat în Egipt. Ce spuneți, stimați domn? Aș vrea ca noastră, eu să închei ca și bătrân, ce vorba și... după ce vor comenta puștii care ia fac ziceți, parte. Ia ziceți, stimaților. Nu este un exemplu pe care noi îl oferim colegilor noștri din galerie. Da, ați văzut ce înseamnă fotbalul ăsta, ce aduce, ce patima... Fanatism, teribilism. Fanatism, da, foarte bine zis, da. Da, să ajungi până acolo, e departe, toate da? Toate până la un limit. Nu? Eu ca și un bătrân văd lucrurile, domnule Dândăreanu, ceva de genul ăsta. Fotbalul, fotbal, balamuc cu balamuc. Da? De la fanatic la, nu știu, la ceea ce fac dânsii acolo, pentru că întrece cu mult și cuvântul fanatism, eu cred că, nu știu, legea asta lui Mitică Dragomir, care la un moment dat mulți o condamnăm, are și părțile ei bune. Însă, în Egipt, dați-mi voie să vă spun că am urmărit cazul foarte, foarte, foarte avem atent. Avem și noi colegii noștri și, sunt pe fază. Nu știu, și... efectiv eu nu găsesc un răspuns. Aici cred că, nu cred, sigur, e vorba despre o anume etapă pe care noi nu putem înțelege a fotbalului, pentru că priviți imagini la televizor, sunt imagini groaznice, așa ceva... Probabil că nici în 44 nu s-a întâmplat între ruși și nemți. E vorba despre ceva ce nu se poate explica. Astea, Doamne iartă-mă, nu sunt oameni. Sunt, nu cred că e miza fotbalului. E cu totul altceva. Ce noi nu, eu unul nu pot să înțeleg. E foarte, 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 foarte... Niște demenți. Toate bune, nu? Până la... a omorâ oameni. Doamne iartă-mă, Dumnezeu meu, lucrurile astea eu unul, nu știu, în calitate de părinte, în calitate de șef, în calitate de lider al acestei galerii, numai cuvântul, deci numai imaginea respectivă, vă rog să mă credeți că mă fac cu pielea de găină pe mine. Însă să știți că și noi la rândul nostru, probabil că aici în Giurgiu, la nivelul ăsta Mititel, am fost predispuși de foarte multe ori la anumite acte de violență, iar pe calea asta vreau să aduc opiniei publice un caz petrecut la 2 km de aici, de acest studio, respectiv pe stadionul Marina Anastasovici, la unul dintre meciurile pe care le-a susținut Astra acasă. Pur și simplu, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am o vârstă, mulțumesc Dumnezeu că am o experiență, mulțumesc Dumnezeu că nu beau, că nu mă droghez și că sunt un om care... Sunt în fața 300-400 de copii câți vin 200 la meci și e vorba de ce fac eu să facă toți, un joc din copilărie. Așa că la un moment dat a apărut ninja. Da, nu vă uitați așa la mine că a apărut un ninja. Mi-am pus întrebarea, Doamne, suntem la Giurgiu, unde suntem aici? Și pentru câteva secunde nu venea să cred că acel ninja provoca efectiv la violență. Am întrebat, băi prietene, băi omule, băi, dar tu cine ești? Mi-a răspuns cu niște cuvinte foarte, foarte, pe care nu le auziți în galeria mea și nu neapărat, probabil că le auzim, nu știu, între un Steaua și Dinamo, chestii de genul ăsta. Am zis, băi, stai puțin, dumneata ești pus aici să faci legea și să o respecti sau să ne inciți pe noi? Cuvintele, vă dau cuvântul meu de onoare, că erau, nu știu, doar atâta trebuia ca eu în secunda aia atunci să spun... pe ei, pe ei, pe ei, pe mama lor. Ce fac eu să facă toți? Iar el era pregătit, veniseră cu războinicii lui, toți la fel îmbrăcați cu niște cagule trase pe ochi, cu niște scuturi în mână, niște chestii de genul ăla. Dacă am fi vândut droguri sau nu știu, am fi făcut 473 de crime
precum se întâmplă în Egipt, nu eram tratați așa. M-au luat pe sus pur și simplu. De ce? Pentru că pur și simplu în momentul în care am intrat în stadion, buletinul îl lăsasem în mașină. Deci buletinul meu, carte de identitate. Lucrurile astea nu se pot întâmpla. Nu le putem accepta. Nu eu neapărat. În urmă cu ani de zile când eram în divizia B, vorbeam cu anumite persoane și... am și eu experiență, mulțumesc Dumnezeu, am văzut ce înseamnă stadioane din Europa, am văzut ce înseamnă Liga 1, am văzut derbiuri, probabil că 100, nu știu, Doamne iartă-mă, dar așa ceva, când îmi spunea, domnule, zice, cei mascați, ca să nu pronunț numele, să nu care cumva, că e vorba doar de o singură persoană, nici de cum, ca instituție în sine, instituție pe care o respect și... mai mult decât atâta, admir profesionalismul acestor persoane. Zboară timpul și mai timpul avem zboară. Multe întrebări. E clar. Însă vreau să vă spun, domnule Dundăreanu, că păcat de asemenea oameni că fac parte din instituțiile statului, acele instituții care trebuie să... Deci să înțeleg, în primul rând, un exces de zel... Un exces de zel dus la extremă. Fără margini, să zicem. Un cretin îmbrăcat într-un costum al statului, care mănâncă un salariu, de ce, nu știu... pus efectiv să mă iau la bătaie cu el. Păi bă, prietene, dacă vrei să ne batem, hai mă, nu știu, probabil că nu mai am vârsta să mai mă apuc la smart duel și la combinații de genul ăsta. De ce? Pentru că sunt 200-300 de copii în tribună, care eu pentru ei sunt un exemplu. Iar dacă ție îți plac bătăile astea și ceea ce consideri tu ninja, karate și ceea ce îmi spuneai tu mie acolo că ai făcut, probabil că ninja, karate, la dumneavoastră egale dobotanice. Mai lasă-le dracu, mă frate, de dobotanice și vezi de treaba ta acolo. Noi venim aici pentru că iubim orașul, venim, plecăm sute de kilometri pentru echipa asta. Nu, a doua zi am fost către domnul comandant, am reclamat acest caz și acel ninja nu l-a mai văzut venind pe la stadion. Probabil că mai vine și stă undeva mai pe la mașină. Oricum s-au aplanat lucrurile. Da, s-au aplanat, fără discuție. S-au înțeles anumite chestii, sigur, e în regulă. Deci s-a terminat cu bine. S-a terminat, ce să mai... Pe acești tineri aș vrea să-i întreb repede acum. Au fost și unele momente mai puțin plăcute în cadrul galeriei voastre și mă refer la faptul că să zicem, colegi, dai voi și că așa trebuie să-i numesc, nu? Dacă atâta timp au fost acolo, au făcut stânga împrejur la un moment dat și au apărut opus vouă în cealaltă tribună, din ce am aflat, căutând să formeze o altă grupare sau ceva. Am să răspund tot eu, îmi cer scuze în fața prietenilor mei. Vă spun eu care e treaba cu ea. Păi dacă eu mă băteam cu jandarmii, eram cel mai bun, cel mai frumos pentru aia 10-5 care au plecat. Că nu m-am luat la bătaie cu ei, au zis, băi, stai bre, așa un pic, păi mă, ta ești șmecher sau nu ești? Că noi suntem șmecheri, noi avem sânge în noi, facem, dregem cu tare, cu tare. A, deci noi nu asta a fost explicația. Ia plecați-mă voi de aici și priziți-vă și omorâți-vă voi. Gata, cu miliția, cu X, cu dracu, cu lacu, cu lacu. Ca drept dovadă s-au omorât și au luat niște dosare pe la București, din câte știu eu. Am înțeles, domnul Prodan, mulțumesc pentru explicație pertinentă. În turul campionatului, la partide de pe teren propriu cel puțin, ați realizat adevărate show-uri transmise de televiziunile care transmiteau meciurile de la Giurgiu, că acum știți cum le transmit și câte două televiziuni. Toată lumea e pe Giurgiu ăsta acum. Cum ați reușit? Toate, eu știu, sunt eforturi totuși destul de mari, chiar dacă cei de la Ploiești când s-au mutat la Giurgiu nu prea s-așteptau ei să găsească așa ceva aici, pe stadionul central, și cred eu că și la ora actuală încă nu și-au revenit vis-a-vis de maniera în care sunt susținuți la toate meciurile din Liga 1 la Giurgiu. Mă scuzați că vă întrerup. Vă rog, nu mă întrerupeți. Tocmai și de-aia, cum spuneați dumneavoastră, că suntem recunoscuți și cu toată lumea ne apreciază pentru ceea ce facem, totodată suntem și interziși pe stadion cu anumite coreografii, cu anumite banere care... Păi mi-ați dat apă la moară, adică în sensul că eu cel puțin mi-aduc aminte, au fost două meciuri de campionat cu Rapid, da? De unul de campionat și unul de cupă. Ordinea mi se pare că a fost campionat cupă, da? Acolo ați avut ceva probleme, nu? La și Rapid? Și după Rapid a urmat cred Steaua. Că, din punctul meu de vedere, a fost și un fel de invidie pe galeria asta giurgiuveană prin felul de a se manifesta, mai ales că echipa bucureștenilor a fost și bătută, nu? Cum s-ar spune. Domnule Dundăreanu. Și în teren și în tribună. Bine, în tribună nu, că nu s-au bătut. Mă refer la galerie. La spectacol în sine. Exact. Corect, corect. Spectacolul, vreau să vă spun eu în câteva cuvinte. Da.
cam cum stăm și cu meciurile astea de la Rapid. Aici a fost mintea lui Emil, care a venit într-o bună dimineață la mine și mi-a spus așa, eram la birou, zice, bre, ei vorbesc cu mine și își permit tot felul de glume. Bre, zice, ai auzit că Zota a ieșit în presă și a declarat că fanii giurgiuveni la meciul cu Rapid nu vor fi primiți îmbrăcați în culorile astrei, nu vor fi primiți păi cu steaguri și arfetobe. Deja omul ieșise și făcuse o declarație în presă. Ajunsese care... ceva frum, prim-ministru Zota? Sau... Da, Zota, prim-ministru Rapidului, îmbrase care... la Constituție, la ce? Nu, într-adevăr, așa a făcut. Am fost anunțat de către club în aceeași zi când Emil a venit la mine și efectiv am trebuit să găsim o soluție. Adică, băi, totuși mergem pe Rapid. Suntem și noi, ne susținem galeria. E un meci de cupă. Pentru noi este ceva istoric. Ei, bun, ce facem? Și atunci am gândit un spectacol, spectacol care au fost transmis pe toate televiziunile. Am să vă și spun cum s-a întâmplat, pentru că nu cred că ne-am abătut de la lege. Am făcut o coreografie, unul dintre copiii noștri, de fapt un cuplu, s-au îmbrăcat în ginere și mireasă. Cei de la forțele de ordine au mușcat gluma noastră ca fiind într-adevăr ceva real și că X o cere pe fată de căsătorie pe stadion. Am reușit să pătrundem cu acea rochie de mireasă și cu acel costum de ginere. S-a mai luat un buchet de flori și de aici și un mesaj prin care... se numea exact așa, Zota, vrei să fii soția mea? Unul dintre băieți... Așa o chema pe mireasă. Da, da, da. Sigur, da, adică n-ar fi tălcat nimic. Însă a fost decât făcută o mică schimbare de plan. În locul ginerelui a apărut unul dintre bătrânii acestei galerii. Este vorba despre Trapazan, cunoscut. Cel care nu cunoaște pe Trapazan, nu e giurgiuvean. Îmbrăcat, băiat frumos. Iar pe chipul miresei, așa ca prin farmec, a apărut o coală, un A3, chipul domnului Zota. Acest domn Trapazan îl cere în căsătorie pe Zota. Zota, vrei să fii soția mea? Deci, o ironie la felul de cum s-a manifestat președintele clubului Rapid vis-a-vis de oaspeți. Și ironii au fost mai multe, ei pe noi ne-au făcut srani. Dar totul pașnic. Totul aici, a fost aici foarte pașnic. Contează... Finalul este că după meci ne-am întâlnit între suporteri, eu cunosc câțiva șefi de galerie și pot să spun că am o relație de prietenie cu ei, ne-am felicitat. Băi frate, ne-a stras-o de unde și până unde mintea voastră. Asta a fost mintea lui Emil. Bravo Emil, vino tot mereu. Emile, deci să înțeleg că tu la galerie ești omul cu scenariile, nu? Cu coreografiile, da, mai exact. Atunci tot voi ați fost la baza acelor mesaje și ce ați făcut voi coreografia pentru Steliș, pentru Steaua, la meciul cu Pandurii, parcă, da? Meci cu Pandurii și mai pregătisem și pentru meciul din deplasare cu Steaua, dar la fel, aceleași probleme, nu ne-au lăsat să intrăm cu niciun fel de material pe stadion. Adică tu te faci că nu înțelegi, păi și-au luat oamenii măsuri de prevedere, nu? Păi adică dacă sunteți periculoși în sensul frumos al cuvântului și știți să vă susțineți echipa, da, da, nu le trebuie așa ceva. Tot Emil ca și stelist. De și... ce vrei să spui că nu le-a fost frică de asta? Domnul Dundăreanu, aș vrea ca să fac o completare și să transmit un mesaj tuturor steliștilor, dinamoviștilor, rapidiștilor și petroliștilor de aici în Giurgiu, interzis Petrolul, să faceți toți ceea ce a făcut Emil. Emil este unul dintre fanii înrăiți ai Stelei. Deci fan înzdrăit, dar când am jucat cu Steaua, omul a venit cu o gândire, cu o coreografie și mi-a spus în felul următor, Gigi, eu sunt giurgiuvean, mă. Și pentru Giurgiu e orașul meu, știi ceva? Și nu pot să vă spun cuvintele pe care le-a spus Steaua. Ceva, înțelegeți dumneavoastră, un bip de la pe Steaua. Bravo! Și zice, dacă tot ăsta mi-a făcut meme treaba asta, am să-i fac și eu una. Și ce a făcut? A gândit foarte frumos o coreografie extraordinară, a făcut un costum în zeghe, s-a îmbrăcat, a pus o bonețică în cap și mesajul nostru s-a numit Jilava 2013. O ironie mică la adresa domnului meme, cu cei 4 ani. Da, tot pașnic. Tot pașnic. Tot la această temă, toată lumea ne întreabă, domnule, dar de ce țineți cu Astra Giurgiu? Că nu ne reprezintă, într-adevăr, dacă... Deci au fost și asemenea opinii? Da, toată lumea ne întreabă prin oraș, de ce susțineți această echipă? Că nu este a orașului, nu ne susține. Dar atâta timp cât apare în denumirea clubului Astra Giurgiu, eu zic că reprezintă orașul nostru și ne-a pus pe harta fotbalului românesc. Păi, trebuie să o primim cu ostilitate, care nu pot fi contestate atâta timp cât practic să face o publicitate orașului, nu? Bineînțeles. Evident. Asta ajunge, nu? Evident. Orice, hârtii, televiziune, radio. În momentul în care am intrat la dumneavoastră în studio, ne-au recunoscut cameramanii dumneavoastră, iar tipul de acolo pe care îl salut mi-a spus exact așa.
zice, băi frate, numai când citesc la Giurgiu sau văd la televizor Astra Giurgiu, mi se zbrălește carnea pe mine. Cum să nu fiu cu Astra, mă? E, mă, frate, ăsta e Giurgiu Fernandal meu. Bravo, frate, și eu îmi las familia, îmi las copiii, îmi las absolut tot pentru echipa asta și mă duc după ei oriunde. Însă, știți cum e, dragoste cu forța nu mai putem face. Avem și noi anumite probleme referitoare cu partea din conducere. Sunt oameni care, doamne, giurgiuvenii din conducerea aia Astrei, tot respectul pentru ei. Am un respect deosebit pentru domnul Buduru, care este, pe lângă un profesionist, este și un giurgiuvean, ceea ce nu se poate contesta niciodată. Însă, problemele sunt undeva cu cealaltă parte a conducerii. Da. Unde, nu știu, de ce, cum, ce și în ce fel, habar n-am. Dar... Poate și George e considerat mai micuț, așa, mai la țară, când păi se da, vine din partea aia. Stați un pic, haideți să vă explic. Ei gândesc în felul următor. Parte, deci repet, și vreau să se înțeleagă foarte bine, parte din conducerea acestui club spun că, domne, totuși, Giurgiu, dacă au 40.000, 50.000, 80.000 de cetățeni, e o comună. E, mă, frate, nu-i comună. Ține cont. Noi, pe aici intră șmecheria în România, pe la Vama Giurgiu, până ajunge la Ploiești, e drumul lung. Și mai găsește cât un vameș, domnul Dândăreanu râde și cred că s-ar putea să ia șmecheria aia un pic și să o tragă cate. Te rog frumos, domnule președinte, nu uitați un singur lucru. Giurgiuveni ăștia care se bat pe la colțuri, 10 ore, 7 ore pe bilete, vin odată, vin de două, le plac fenomenul, iubesc clubul, își lasă familia acasă ca să vină pe stadion. Însă, niciunul, nici măcar unul dintre ei nu vine să facă rău. Din contră, vin oamenii, își plătesc biletele lor, susține echipa. Și nu vorbesc de galerie, ci de giurgiuveanul simplu, căruia îi mulțumesc și eu ca și giurgiuvean că vine alături de această echipă. Dar haideți să facem un pic o diferență între acești giurgiuveni și fanaticii, suporteri ai cărei echipe vezi dumneavoastră. În momentul în care am văzut, nu odată, ci de mai multe ori, faze, stil, genul, marele nostru sportiv, Narcis Coman, te pup, nea Narcis, stând la coadă ca, nu știu, puu, doamne, mi se zbălește carnea pe mine, băi, băi, nenea, domnul Dinule, Dinule, mai ușor, mai ușor, nene, mai ușor ăsta că... a făcut istorie pentru orașul ăsta al nostru. Nea Narcis Coman, când eu pe mine tata mă învăța să merg, auzeam de mai multe ori numele de Narcis Coman, poate în casă decât, nu știu, habar n-am, decât Ceaușescu. Și nu numai eu, ci toți giurgiuveni ăștia ai noștri. Nu-i posibil ca un om de talie acestui brand și această istorie via noastră a giurgiuvenilor să stea la coadă ca, nu știu, ca ori, doamne iartă-mă, nu-i corect. Fă-i, frate, un abonament și respectă căia noastră. Giurgiuveanul de sine, îl văd că merge copilul la bulzeala aia din stadion. E controlat copilul de 3 ani, scuzați, descălțat, fază petrecută în fața mea. Păi, bă, frate, de unde ești tu de acolo? Prietene, de la Zimicea sau de unde, habar n-am eu de unde ești tu, ăsta care îi faci tu controlele astea pe aici? Bă, frate, copilașul ăla e Marian Prodan acum 30 de ani, când împreună cu tata lui mergea la fotbal. Și de aici injecția letală cu acest drog frumos. Păi dacă tu pe mine mă controla ăla acum 30 de ani în ciorapi, copil fiind de 3-4 ani, împreună cu tatăl meu, eu am văzut chestia asta și nu vine să cred. Și probabil că sunt în asentimentul tuturor giurgiuvenilor adevărați de această teroare pe care ăia care stau îmbrăcat în verde așa și știți, se umflă. Bă, stai, mă, dă suflete, mă, frate, că n-am venit nici să-ți aruncăm stadionul în aer, n-am venit nici să-i dăm un cablu din uva, mă, n-am venit nici să omorâm echipa, noi am venit pur și simplu că ne place. E și echipa așa noastră, mă, frate, nu e... Ți-ai spus oful că ăsta e un of. Mai am multe. Mai, ai, mai avem în altă emisiune că acum nu ne mai invitați dumneavoastră, că știți probabil că acest curent, o să vă spun așa, nu-i mai invitați pe aia, că ai văzut care spun de conducere, da, TV Giurgiu e o televiziune. Știu, am glumit. Și până la urmă e liberă, cum se spunea odată. Apropo de ce ai spus tu până acum, întrebați-i pe ei. Ultima, cam ultima întrebare, că am depășit deja. Tot cam pentru tine ar fi, dar poate să descurcă și ei. Nu, sunt fără convins că zic. Domnul Ion Nicolae a văzut galeria asta, nu? Dați-mi voie să răspund tot eu, băi. Ce a zis de galeria asta? Am să spun decât atâta, tot respectul pentru domnul Nicolae.
atât în calitate de președinte, în calitate de om, în calitate de familist și de, în calitate de afacerist. Deci tot respectul pentru domnul Nicolae, care ne-a adus acest fotbal la Giurgiu și cu siguranță, datorită dânsului, 100% vedem aceste spectacole la Giurgiu. Și părând, acum începem invers de la Adrian, voi reprezentați galeria și în fața noastră aici la TV, da. Giurgiu, ce veți face când începe retur? Ce să facem? Vom face absolut tot ceea ce am făcut. Adică treceți acum peste aceste, sigur că da, inexactități, să zic așa, neplăceri care să ivesc sau s-au ivit de-a lungul unui tur și o luați de la capăt, încurajându-vă echipa cu foarte în stilul multe vostru caracteristic. Foarte multe coreografii unice pe care să le vadă steliștii, rapidiștii și toți cei care sunt granzii României. Și pe această cale vreau să transmit tuturor giurgiuvenilor. Bravo, asta vreau. Veniți la stadion, veniți la meciuri, este Liga 1, orașul Giurgiu este cunoscut în toată România pentru fotbalul care îl are în momentul de față, locul 2. Ce mai putem să spunem? Emile, plus ceva, coreografii, surprize, bineînțeles, ceva inedite, inventive. Deci nu rămâneți nu, la nu ce a fost în tur. Ne vom relua activitatea. Adică ne faci curios, îți dai seama, suntem la pândă. Păstrez tradiția, păstrez tradiția. Așa. Și ne vom relua activitatea, nu doar ziua de muncă, ci săptămâna de muncă, că pentru noi pregătirea unui meci durează o săptămână, nu se termină bine meciul, că a doua zi ne apucăm de pregătirea următorului meci. Apropo de ce a zis domnul Gavrilă, fondatorul și șeful galeriei, ce are de gând în 3 cuvinte, 4 cuvinte, să facă pentru a mobiliza și mai mulți? Într-o frază. Domnule Dândăreanu, nu pot să spun într-o frază, pentru că atunci spun ok, într-un cuvânt. Așa că există o adresă de Facebook, dacă ne permite și nouă să o dăm, este Facebook-ul și site-ul pe care îl administrează, nu al nostru, vorbim despre fotbal, Ștefan, și pierde nopți întregi pentru articole și așa mai departe. Spune-l tu, Ștefane, ca și da, e mai corect. Este www.facebook.com/AstraGiurgiuFans, unde toată lumea poate să intre, avem fotografii, videoclipuri și totodată cei care doresc să vină alături de noi, cu drag îi primim, nu nicio problemă, doar să ne lase un mesaj. Așa, ca să termin și eu și să-mi iau la revedere de la giurgiuveni, vreau să le promit că vom face tot ceea ce ne stă în putere, să ajungem, nu știu dacă putem ajunge granzii ca și galerii din țară, însă cu siguranță ne vom da totul din noi pentru un parcurs cât mai bun, atât al echipei, cât și al galeriei, însă sper să nu ni se pună bețe în roată din partea celor care ne-au mai pus, dar știți ceva, roata cât e de pătrată, se mai învârte câteodată. Știți ceva? Corect. Până la urmă și până la urmă, meseria asta de președinte este trecătoare, mă frate. Noi nu plecăm de aici, de la Giurgiu, niciodată și nici domnul Nicolae nu o să ne ia stadionul, tot al nostru rămâne. Absolut. Mulțumim frumos. Stimați telespectatori, așadar, în această seară am avut câțiva reprezentanți ai galeriei giurgiuvene de la clubului Astra Giurgiu. Sper că am mai aflat împreună lucruri interesante despre ce fac acești tineri. Noi vă mulțumim totuși pentru atenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați, urmează știrile TV Giurgiu. La revedere! Bună seara! La revedere!